susține examenul cu subiectele de rezervă sau candidați eliminați. Primele rezultate se vor afișa luni. Un șofer sibian aflat sub influența alcoolului a accidentat o femeie și a fugit, apoi a intrat cu mașina într-un copac. Bărbatul de 54 de ani circula pe strada Rușciorului când la efectuarea unui viraj a accidentat un pieton. Șoferul nu a afectat locul accidentului și și-a continuat deplasarea, iar la intersecția străzilor Ecaterina Teodoroiu și Maier a intrat într-un copac. Polițiștii au constatat că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o concentrație de 1,13 mg per litru alcool până la aerul expirat. Sibienii pot descărca certificatele COVID pe baza cărora vor putea circula în Uniunea Europeană. Documentul se găsește pe platforma certificat-covid.gov.ro. Cei vaccinați trebuie să completeze chipul formului folosit, locul și luna în care s-a făcut imunizarea. Pentru cei care au trecut prin boală, se alege județul unde s-a făcut testarea și luna confirmării cu COVID. Autoritățile recomandă descărcarea documentului cu cel puțin 5 zile înainte de călătorie. Robert Cotache este noul manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Cotache a preluat conducerea spitalului Sibiu de 1 iulie și va asigura interimul pe o perioadă de maxim 6 luni. Robert Cotache a ocupat funcția de director administrativ al Spitalului Clinic de 12 august 2016. Nu scap, nu reușesc să scap de el, facem mai mult de administrație ale unităților de inspectorate. Se aplică atunci când posturile nu se ocupă prin concurs. Legea a fost adoptată de Senat și merge la promulgare. Senatorul USR Cum Ștefan Pălărie a declarat că este un pas important prin care se elimină implicarea politicului la numirea directorilor de școli. Regulile de intrare în Grecia nu se schimbă. Informația privind testarea obligatorie a tuturor românilor s-a bazat pe o traducere greșită a ambasadei de la
Florii. Da. Mai zăpadă pe mine. Zăpadă. Sunt și mulți marți aici. Mergem pe Transfăgărășan. Da.